Astăzi se desfășoară încă, este în plină desfășurare, conferința județeană de alegeri Forța Dreptului Botoșani. Suntem un partid tânăr, am mai spus asta presei, suntem un partid tânăr care s-a născut acum 7 luni. Dar dacă am avut la început, hai să spunem așa, un debut ezitant, în momentul de față suntem foarte mândri că numărul membrilor crește spectaculos. Chiar sunt mulțumit de ritmul de creștere. Am reușit să facem organizații în Botoșani, în Dorohoi și încă în 7 comune și avem în curs de constituire organizații încă în 5 comune. Dacă echipa, și eu sunt convins că așa va fi, dacă echipa va rămâne la fel de motivată și de activă, sunt absolut convins că la finalul de an vom avea 50% din localitățile din județ cu organizații. Avem oameni care au mai făcut politică, dar sunt în general puțini. Sunt oameni care au plecat din PNR pentru că au fost nemulțumiți de ce se întâmplă acolo. Mai avem câțiva oameni care vin din alte partide, exclus PSD sau AUR. Și restul oamenilor sunt oameni care nu au făcut politică, oameni care chiar au achesat la ceea ce încercăm noi să transmitem în spațiu public, și anume că vrem să construim un partid care să aibă alte valori, un partid care vrea să creadă în niște valori morale și nu numai că vrea să creadă, vrea să le și respecte. Noi vrem să fim o alternativă serioasă la ceea ce înseamnă acum PNR și PSD, și vrem să fim o alternativă credibilă și să însemnăm speranța oamenilor și de pe aceste meleaguri că se pot întâmpla și în acest județ, și în acest oraș, și în toate localitățile județului lucruri bune.